Neața, fraților, și bine v-am regăsit din nou la un nou vlog. Înainte de a începe acest vlog, nu uitați, bineînțeles, să bombardați butonul de like, să-l bombardați pe cel de subscribe, iar mai apoi pe cel de share, să vadă și restul lumii. Am revenit după aproximativ 4 zile și ceva. Suntem tot acasă la Dumii, deci ultimul vlog a fost ăla cu grătarul, unde am început să stăm la Dumii și se pare că mai nou ne-am mutat aici. Puteți vedea. Ne-a schimbat și profesia, suntem bucătari mai nou, avem și permis, dar nu mai are niciun rost, că în momentan suntem bucătari. Și nu știu ce vloguri o să mai facem momentan, m-am gândit la ceva challenge-uri și cred că o să facem niște challenge-uri, băieți, oricum sunt de acord cu chestia asta. Și să vedem, prank-uri, challenge-uri, oricum urmează o serie nouă, pregătiți-vă pe săptămâna viitoare, garantat. Dacă săptămâna asta n-a urmat și am întârziat puțin cu ea, săptămâna viitoare sigur va începe. Stau aici lângă priză pentru că sunt cu telefonul la încărcat. Deci, după cum vă spuneam, ne-am mutat de vreo 5-6 zile la Dumii. Mi-am făcut și freza cu fixativ. Aici zici că sunt handicapat, că m-am dormit. Am mai petrecut pe la el, am mai făcut ce am mai făcut și n-am mai fost acasă aproape deloc. În fine. S-a trezit acum și Dumii aici. E mai forță ca niciodată. Votați Ioanis. Votați Ioanis. Am revenit, băi, fraților, am plecat și noi de la Dumii, că trebuie să mergem până la garsonieră să le ajutăm pe fratele meu. Că a adus ceva, niște scaune și o masă și apoi trebuie să le ducem la garsonieră. Este trupt că am alergat de numai până aici. Mergem la panaita, bem o cafea și vedem după, revenim. Nu, dar aveți și așa că rămas imprimat. Schimbă băieții aici pentru pădure. Uitați-vă la Claudiu, i s-a sculat dildo. Bă, dar ați rupt acolo. Nu, bă, nu, da. ce până am adus la... Până... Dumnezeu se pregătește și el să te Stai schimbe. Da, mă, vezi că e tricou, mă. Tata, în pătruțelele. Ia în coardă. Mâi, învârță, așa. Ăla-i fratelul. Ca la pădure. Și-o strica freza. Te îmbracă Dumnezeu full verde. Pantalon de colorați. Bă. Ia bluza, te cum are după. Tu, mă, să-ți iei bluza azi din cum arezi. Arăți cum arătai când erai mic, știi, de mereai la zăpadă. Cu haine mai lungi, cu patru numere. Ia, uite, bă! Forță! Headshot! Mă! Nu, ia, uite, ăla-i fratelul. Bă, dar să nu fie frig așa. Nu, mă, ești nebun cât mai ai trei bluze. Aruncă hainele alea, că nu mai-s bune. Mă, aruncă, mă duc. Bă, uite acolo, sub aia erau bani, frate. Valiză. Și poate nu ne-a lăsat nici telefonul pe zi aici, acolo. Ce? N-ai lăsat. Ce? Nu pot să eu. Dar lași telefonul în tractor, Clau. Ce, mă? Lași telefonul în tractor. Da, drăguț. Da, mă, dă ceva mai gros. Mai gros, frate. Nu mai gros, mă, cu... Bă, ăsta, mă, cu buzunare mai lasă. Dumii tu cu pantalonii ai mei? Poate în cadă, știi? Nebun, mă, băieți, mă. Rămânem singuri. Ce să facem? Bă, da, uite de gurat. Și că-s chinez. O, de la spate zici că ești Conor McGregor. Ăla-i, ăla-i, dă-i. L-ai spart deja, nu? I-ai dat un pumn, l-ai spart. A spart geamul. A spart geamul. Incredibil, thumbnail. A spart ușa cu capul. Yo, yo, uite-l. Bă, trebuia să-ți bagi, Clau. Ia, vezi. Pantalonii trebuia să-i bagi așa, știi, pe sub talpă. Uite de tare bună dacă nu l-aș poți. Vezi că e mare, da? E mic. Lasă-mă că ții telefonul în tractor, mă. Bă, dar bagă-ți. Hai, mă, că-s bune. Bă, Clau, bagă-ți asta așa, mă. Cum așa? Uite așa trebuie să tragi, știi? Așa? Da, așa. Capitanos. Bă, pic. Am revenit, bă, băiesc, cu vlogul ăsta care nu este atât de interesant. Bineînțeles, ca și oricare alt vlog. A rămas singur aici și facem de mâncare, bineînțeles, trebuie să le facem la copii tocană de cartofi, că e iarăși la lucru. Acum o fierbe, tocană de cartofi, frumos. Aici avem gunoiul, tomberonul, camera, casa, suntem fucking singuri și mă plictisec. Și am o bluză de aludomi. Aici, mă, aici e baza când vrei să te joci. Nu mai vreau. Ce să facem, mă, băieți, așteptăm să se facă mâncarea. Să mânci băieții ăștia. Am lemne pe buzunar la de acasă.
Bine că ești murdară și plină de sânge. Dar ce să facem, mă, fraților? Mă, n-avem ce facem, mă. Vloguri mai interesante nu putem face momentan cât suntem pe aici. Doar când plecăm sau dacă mergem pe undeva, eu știu. Sau un challenge, ceva, vedem. Oricum, vă anunță tata. La revedere, v-am pupat și vă doresc o zi plăcută și revenim cât de curând se poate. Suntem aproape gata și cu curățenia generală. Am curățat aici pe jara gazul de lună și bec, am curățat pe aici, am făcut un pic de aranjamente peste tot și pe aici înăuntru am aranjat toate chestiile ca să nu mai fie toate destrăbălate, că ce-a fost aici n-a rost, masa curată, bec, trebuie numai să iau alea de pe ea și atât. Aici, bineînțeles, avem tocana de cartofi. Așa, toată deja s-a aburit ăsta de iasă pe de numai de pe el și plouă pe aici. Afară vremea s-o cam schimbat în ultimul hal, s-o nura de numai. Și ați văzut că am dat un timelapse în care făceam curat și mai făceam și mai făceam, aranjam pe aici, nu știu ce, ca să vedeți și voi așa un pic, cum se face munca, bineînțeles. Și băieții mei, este numai ora 6, băieții mei vreo 2 ore și vin și ei de la pădurea, eu până atunci trebuie să termin tot, să mă aranjez pe aici, să mai cură, să mai spăl pe jos, că haideți să vă arăt ce este pe jos. Ei bine, mă, băieți, fiți atenți aici, cum arată acum pe jos, înainte să spălăm, bineînțeles. Deci, uitați-vă, băi, frate, o mizerie de aia, nu-ți imaginezi. Acolo avem mopul, am dat cu mătura și ne pregătim imediat și ne apucăm de spălat. Și o să fie lună și bec. O să vedem ce vlog o să fie ăsta, unul mai așa, mai lejer. Că după urmează, bineînțeles, ce să vă doriți voi. Vă spun o idee. Una dintre idei ar fi că urmează episodul 3 din Ghiciți. Știrile de la ora 9 cu Andrei Pișoarcă. Bineînțeles, ar putea să-i schimbe prezentatorul. Vedem. Și mai urmează, bineînțeles, o serie care o să rămână secretă. Sper că cu acea serie o să reușim să urcăm canalul, pentru că trebuie să-l urcăm puțin mai sus, bineînțeles. Nu uitați, bineînțeles, de acel share și acel subscribe, să-l dați, vă rog frumos. Haideți că ne revenim după ce terminăm de tot curățenia, să vă arătăm cum arată. 2 hours later. Bă, chiar vii și la unde, bă, că eu am stat un pat pe aici. Doamne zău. Mă bine, mă bine, mă bine. Yo, de ce faci așa, frate? Așa face tot timpul. Ce faci? Ce faci? Să văd ce ai mâna. Hă? E limba proste. Prinde-mă numai, că să vezi ce pumne sau să fac una. Eu vreau să-ți fac cum te enervezi, mă. A few moments later. Da, dai cu ele de pământ după ce îți mai dai aia altă. Bă, trebuie să dai aia. 2 hours later. One eternity later. No, hai. Dar cum te mai zice? Stai că deși eu pot să vorbesc toate cu tine. Ce faci? Vezi, am venit și mai mă tristule de aici. Și mai venit doi. Covrigul de pluntul. Stai, asta mă filmează pe mine, frate.
Ce vrei, frate, frumos, mă filmezi? Da, e și mai frumos. Uite, un șoarec paralizat. Cum, ce șoarec e? Paralizat. Paralizat? Amorti, măti. Gay. Gay, măta. Fă-ți gura, măti, de gând, boschet. Trebuie să vii și tu, Florina, pe aici într-o zi. Nu? Hai tu la cer, te ești tu. Ia-te de... Marș, că-ți dau piciorul. Ha? Că, lasă, că n-au așa treabă, că le dau câte o palmă. Și te legăm și te punem în loc de candelabru, știi? Nu știu, mă leagă și mă punem. Pe bec te legăm. Bă, tu te drag cu scobitoare. Ești încă de scopitoare. Eu. Când îți dau o palmă, știi cum fac? Uite așa. Așa dau și te pune cundița. Când îți dau una, știi? Bă, ce nebuni, bă. Bă, mai cum? Sau îmi dau ulei și îmi dau scop. Eu când dau ulei, mă arună, zice, bă, e șosetă. Ăsta se bate cu picioarele, frate. Ești, mă, zicea. Ești, mă, zicea. Ieși, mă, zicea! Ce prost! Pun la acolo de strop. Pereții, tu îi speri. Hai, mă, buie! Pantofi! Bă, nu mai pom, bă! Eu, bă, și-a sunat la Maria Urmuzescu. Te contactez, bă, la dimineață, la ora nouă. Aha. Să fii online. Așa, vreau să-ți văd un pic. Șopârla. Șopârla. Un pic de bonus. Nu, tu vorbeai singur. N-ai cu cine. E mai bine aici ca la un film, așa-i? Nu, aveți ce faci. Da. Să-mi bag piciorul cu tarantula asta, uite cum arată. Uite cum arată tarantula asta, frate. Nici oase în corp n-are el. No, hai să vedem dacă oase în corp. O să vedem, stai acolo. Ce de folosise, da mare. Nu mai fum, eu nu mai pun, nu mai put. O, muiță. Hai să te fut un pic. Hai să te fut un pic. Ah, dar eu ți-am zis că e gay. Florina asta e gay. Să nu mai vorbești cu el că e homosexual. Homosexual, în pula. Ieși-ți afară. Și tu vorbești cu el, ai de viața mea. Ieși-ți afară, că mă fut. Bă, Dumnezeu, cum ai? Dumnezeu să văd. Omul ăsta vorbești, cu putrezitul ăsta. De unde mi-e ăla? Cu gay-ul ăsta. Hai să vezi unde face pisca la strichis, bă. Eu, are și Biblia aici. E bun, bă, dumii, bă. Acum ai sete? Bă, fratilor, sperăm să nu ne luăm un copyright, dar uitați-vă la ce ne uităm noi. Stați puțin. Cu pruntul aici. Cu fratele Alfredo pe spate. Salut! Ne uităm, bineînțeles, la Minecraft. Nu știu cum te cheamă, dar știu că e șmecher rău de tot desenul. Deci cum procedăm? Și nu, dacă n-avem ce face la Dumi, ne uităm la Minecraft. L-au lăsat pe cu la bucătăria prins, bă. Ce copil, bă! Dumi, futut! Deci eu spun să construim un creeper. Un enderman n-ar fi mai bun? Mi-e frică mai mult de enderman decât de creeper. Ia zi, Dumi, cum ne-am adunat azi aici? Am pe capete. Ca băieții. Ca băieții, ăla fi. Da, frate. Nu te vezi, acum te vezi. Asta pentru sfârșit de vlog, așa, știi? Azi a fost un vlog mirobolan. Da, după o zi foarte grea la pădure pentru Afi. Dumi o stat azi în casă, n-a făcut nimic. O dormit. Bere la noi. Înainte de culcare. Niște bere? Da, da. Și sucurile ce caută pe mare? Sucurile pentru copilași mai micuți. Ah, da. Pentru mine.
Pentru asta care vine acum. De ce bei doar suc? Asta e fetița noastră. Că a renunțat la alcool, că m-a băgat într-o depresie gravă. Da, și ce ai pătit de acea depresie dacă nu te superi? Păi nimic, că m-am lăsat de alcool și m-am redresat. A, spre suc? Da. Da, mă acum, bucur. Cu suc este care e cel mai alcoolic de aici? A, Fronto, sigur. A, fiche, mă așa. Eu nu sunt mai bău. Dumi, eu zic că Dumi. No, eu spun minte. A, fi cel mai alcoolist. Eu zic că Fronto e cel mai alcoolist. Aflăm noi care e cel mai alcoolist din seară. Da. Care e bun și la pat. A, fi cu Dumi. Asta să nu uitați, fetița noastră. Nu vrea să se arate. Asta, dar... nu se place să sugă pula, dar nu recunoaște Dumi. Dumi! De bun, băieți, băie, că noi vă lăsăm, vă dorim o seară plăcută. Salut. Ne punem acum să dormim cu sucul și cu berea. Și vom reveni noi altă dată cu alte vloguri sau cu alte challenge-uri. Vrem, noi facem challenge cu pruntul. Face challenge. Party challenge. Sex. Dacă strângem, un milion de like-uri, facem challenge. Dacă strângem un miliard de like-uri, facem challenge nou. Hai, v-am pupat.